Bună ziua tuturor! Mă numesc Iulian Groza, sunt director executiv IPRE și mă bucur să vă salut la o nouă ediție a workshop-ului online Be the Change, schimbarea începe cu tine. Este un program pe care îl realizăm pe parcursul anului împreună cu stagiare și tineri cercetători ai Institutul pentru Politici Europene în cadrul unui program pe care îl realizăm în parteneriat cu Fundația Hans Eidel în Republica Moldova, cu susținerea Ministerului Afacerilor Externe a Germaniei. Este deja a optulea eveniment pe care îl organizăm în acest format, în acest program, al șaptelea workshop online organizat de și cu tinerii cercetători și stagiari ai IPRE. Este practic un workshop de totalizare pe care îl organizăm acum, la final de an. Pe parcursul anului am avut mai multe evenimente organizate de colegii noștri pe diferite tematici, pe diferite politici publice, de autoritate în Republica Moldova. Am decis ca acest workshop online să-l dedicăm inclusiv pentru un transfer de experiență, un transfer de expertiză în domeniul politicilor publice și am denumit acest format de discuție astăzi implicarea tinerilor în elaborarea și promovarea politicilor publice. Este un domeniu important la care dedicăm foarte multă atenție și încercăm să extindem cât mai mult expertiza în acest domeniu în Republica Moldova și, evident, cu implicarea tinerilor. Și cred că va fi un eveniment dedicat. Avem doi vorbitori, doi traineri, colegul meu Stas Gheleții, director de cercetare în cadrul Institutului pentru Politici Europene și colegul meu Adrian Iaburache, care recent a revenit la IPRE și el conduce programul Bună Guvernare și Statul Drept în Republica Moldova. Evident că ambii colegi cu experiență vastă în elaborare și promovare de politici publice, colegii mei astăzi vor veni cu prezentările și evident că colegii noștri cercetători în cadrul programului Be the Change, dar aici avem colegi în alte programe pe care realizăm împreună cu alți parteneri, cum este Fundația Soros Moldova, programul Politici Publice pentru Dezvoltare, este un program pe care am început să realizăm anul curent, dar și alții. Vă salut pe toți astăzi aici, încă o dată salut pe toți cei care ne urmăresc online pe Facebook și pe Privesc Eu, pe Realitatea TV. Evenimentul de astăzi va fi moderat de colega mea, Elena Bolocan. Elena, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule Groza. Stimați invitați, dragi colegi, vă salut la cel de-al șaptelea workshop organizat de către echipa de stagiari și tineri cercetători a IPRE. Eu mă numesc Elena Bolocan, sunt asistentă de proiect în cadrul IPRE și mă bucur să fiu moderatoarea evenimentului de astăzi, ce are loc în cadrul inițiativei Schimbarea începe cu tine, Be the Change, tinerii pentru europenizare Republicii Moldova, implementat în cooperare cu Fundația Hans Eidel în Republica Moldova și cu sprijinul financiar al Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei. Tematica evenimentului de astăzi este implicarea tinerilor în elaborarea și promovarea politicilor publice. Implicarea tinerilor din Republica Moldova în procesele decizionale este direct proporțională cu gradul lor de informare despre structurile și posibilitățile de participare la nivel local și național. Potrivit unui studiu elaborat de Institutul de Politici Publice, statele ar trebui să asigure implicarea tinerilor în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor și legislației relevante care le afectează direct viața. Rezolvarea problemelor care se confruntă societatea necesită un proces decizional colectiv. De aceea, în cadrul discuției de astăzi, împreună cu invitații noștri, vom discuta despre importanța implicării tinerilor în elaborarea și promovarea politicilor publice. Totodată vom afla de la experți specializați în acest domeniu despre prioritățile și constrângerile existente la etapa de elaborare a politicilor și despre modul în care acestea ar putea fi promovate în cadrul structurilor guvernamentale. În cele din urmă vom afla care sunt problemele cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova care se angajează în exercițiul de elaborare și promovare a politicilor publice. Până atunci am onoarea să-i salut și să vi prezint pe invitații evenimentului de astăzi. Iulian Groza, director executiv IPRE, Stanislav Ghelețchi, expert în politici publice IPRE și Adrian Iarmurachi,
lider de echipă, programul Buna Guvernare și Statul de Drept IPREM și ex-secretar general adjunct al Guvernului în perioada 2017-2021. De asemenea, alături de noi sunt și tinerii cercetători IPREM, Mihaela Fedoseev, absolventă a Facultății de Studii Europene, Universitatea din Amsterdam, Alexandru Burdean, absolvent al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din România și Emil Gurinski, student la Universitatea Centrală Europeană Austria. Vă salut și vă mulțumim că ați acceptat invitația de a vă alătura acestei discuții. Menționez că invitații vor avea o intervenție de 20-30 de minute pe marginea subiectului vizat, iar panelurile de discuții vor fi urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia participanții programelor Stagiu IPRE și Young Fellows IPRE vor avea posibilitatea de a se expune de a propune opinii pentru a oferi întrebări paneliștilor. De asemenea, urmăritorii noștri pot adresa întrebări atât pe pagina evenimentului de pe Facebook, cât și în chat-ul privesc.eu, care vor fi preluate și ulterior adresate invitaților. Așadar, voi oferi cuvântul lui Stanislav Ghelețchi. Dragă Stanislav, am dorit să aflăm care sunt prioritățile și constrângerile de bază în procesul de elaborare a politicilor publice și cum de fapt se desfășoară acest proces. Bună ziua, salut Elena, salut colegi, mă bucur să vă revăd. Îmi spune, așa cum am menționat, Elena Stas Ghelețchi și împreună cu colegul meu Adrian. Astăzi vom discuta sau vom încerca să avem această dezbatere despre politicile publice și cum de fapt ele sunt inițiate, elaborate, dezbătute și în final aprobate de către guvern. Cei care mă cunosc, cu unii dintre ne cunoaștem, cred că deja știți că politicile publice reprezintă o mică pasiune pentru mine. De aceea sper mult că această discuție pe care vom avea și acest schimb de idei, inclusiv dialogul pe care dorim să-l vedem, să fie unul util, interesant și unul care să ne ajute să creștem atât voi cât și noi. Pentru început, eu voi prezenta elementele, sau mai bine zis, condițiile necesare pentru elaborarea politicilor publice, unor politici publice eficiente. Totodată voi prezenta care ar putea să fie anumite cauze care duc la eșecul sau falimentul politicilor publice. Iar ulterior, colegul meu Adrian deja va continua cu ciclul politicilor publice și cum, de fapt, ideile pe care le avem noi sau politicile publice pe care le generăm ar putea, într-un final, să ajungă pe masa decidenților politici. Deci cam asta ar fi structura intervenției noastre pe care o planificăm. De aceea vă încurajez să vă notați întrebări, iar ulterior, așa cum a menționat și Elena, vom avea și acest schimb de idei, intervenții, dezbateri cu participarea noastră. Pentru început, m-am gândit că ar fi interesant să vedem, de fapt, de ce depinde dezvoltarea unei țări. Pentru că această problemă dintotdeauna a ocupat mințile cercetătorilor, de fapt. Și întotdeauna o parte din cercetători s-au întrebat ce de fapt contribuie cel mai mult la dezvoltarea unui stat și au fost propuse trei ipoteze. Geografia, amplasarea, instituțiile sau politicile publice. Unii au sugerat de fapt că amplasarea geografică ar putea să fie un factor determinant pentru dezvoltarea unui stat. Aici putem să includem climă, oportunități de dezvoltare, accesul la mare, adică toate aceste elemente ar putea să joace un rol important pentru modul în care se dezvoltă un anumit stat. O altă parte de cercetători au sugerat că totuși instituțiile publice, de fapt, determină și asigură un nivel de creștere economică sustenabilă pentru un stat, pentru că de calitatea și de capacitatea acestor instituții depinde foarte mult inclusiv și stabilitatea politică, implementarea statului de drept, respectarea proprietății private și tot așa mai departe. Alții au considerat că, de fapt, creșterea economică ar putea să depindă foarte mult de calitatea politicilor publice care se implementează. Deși, de regulă, întotdeauna, și cum vedem și la noi în societate, există foarte multe dezbateri cu privire la meritele unei anumite politici publice, pentru că și aici există
deseori păreri împărțite cum cuantificăm sau cum decidem dacă o anumită politică publică este bună. Deci, fiind propuse toate aceste trei ipoteze, de fapt, cercetătorii au încercat să vadă în realitate care ar putea să fie mai aproape de adevăr. Și pentru a testa aceste ipoteze, doi cercetători americani au analizat acest set de condiții pe baza unui șantion de 72 de țări, inclusiv țări bogate, țări sărace. Și, de fapt, rezultatele acestei analize au fost destul de interesante. Cercetătorii au constatat că, de fapt, instituțiile sau calitatea instituțiilor publice se dovedesc că a contat cel mai mult. Adică dezvoltarea unui anumit stat depinde de capacitatea instituțiilor publice de a implementa politici publice care sunt elaborate. Iar amplasarea geografică sau, de fapt, calitatea politicilor publice nu doar că au avut un impact scăzut, dar în linie mari nu au contat deloc în dezvoltarea acestor state. Și la prima vedere ar putea să fie o concluzie destul de descurajantă, inclusiv pentru Republica Moldova. Și atunci apare întrebarea, dacă politicile publice în linii generale nu contează deloc, de ce mai avem acest eveniment astăzi, de ce discutăm despre politici publice? Și este o întrebare evident foarte relevantă. Dar de ce discutăm despre acest lucru? Pentru că a mai fost elaborat un alt studiu care să construiască pe rezultatele acelui studiu și să examineze, de fapt, care sunt condițiile de generare a calității instituțiilor publice. Și atunci, un alt set de cercetători, de fapt, a constatat că instituțiile publice nu pot apărea un vid și nu apar din nicăieri. Adică, la fel, există anumite condiții care duc la crearea acestor instituții publice. Și atunci s-a constatat că, de fapt, elementul principal care contribuie la eliminarea sărăciei și asigurarea condițiilor minime de dezvoltare economică este posibil doar prin elaborarea de politici publice. Iar reformele instituționale vin întotdeauna după politici publice care favorizează creșterea economică. Prin urmare, este extrem de important să discutăm despre politici publice, să vedem cum identificăm problemele de politici publice și cum putem utiliza politicile publice inclusiv pentru a asigura acele reforme instituționale care, de fapt, într-un final ar trebui să fie mult mai sustenabile și, de fapt, să asigure creșterea și dezvoltarea oricărei țări. Și acum, dacă am constatat că, de fapt, totuși, într-un final, politicile publice oricum contează, ulterior aș vrea să discutăm un pic despre care sunt acele condiții necesare care să permită tinerilor, fie din societate civilă sau tinerilor care sunt deja în funcții publice în guvern, să dezvolte și să elaboreze aceste politici publice eficiente. Deci, ca și fundament pentru politici publice, în cadrul la fel unui studiu realizat în Marea Britanie, funcționarii de rang înalt a fost întrebați de fapt care ar trebui să fie calitățile unui tânăr care dorește să vină la guvern să lucreze și să genereze aceste politici publice. Și primul răspuns care a fost oferit a fost de fapt că nu contează doar competențele profesionale. De regulă, noi de fiecare dată cităm acest fapt cât de important este ca toți funcționarii să aibă competențe profesionale. Și evident că acest lucru este important. Dar în practică, în baza acestui studiu, s-a constatat de fapt că persoanele care lucrează în acest domeniu întotdeauna au nevoie mai mult decât doar simple competențe profesionale. De exemplu, au fost menționate și aceste elemente de perspectivă umană și busola morală, care la fel sunt condiții esențiale pentru elaborarea politicii publice. Pentru că, de fapt, dacă v-aș întreba pe dumneavoastră care ar fi critica cea mai mare față de funcționare publică, este anume acest element că, de regulă, funcționarii publici sau din cauza inclusiv și constrângerilor birocratice, deseori uită să pună, de fapt, cetățeanul în centru și uită de această perspectivă umană atunci când elaborează aceste politici publice. Pentru că procesul de elaborare a politicii publice nu este doar un exercițiu tehnic care
prezintă anumiți pași de rezolvare a anumite probleme, dar întotdeauna ar trebui să țină cont de nevoile și de doleanțe pe care le are cetățeanul. Ceea, perspectiva aceasta umană, busola morală, la fel sunt elemente importante atunci când dorim să ne angajăm în acest proces de elaborare a politicilor publice. Pentru că politicile publice nu pot fi separate inclusiv de ce viziune morală pe care avem asupra lumii din jur și de fapt cum interacționează obiectivele și valorile pe care le avem cu documentele de politici publice, pentru că ele într-un final întotdeauna vor atinge viața cetățenilor. Și întotdeauna acest set de valori este de fapt necesar, pentru că un guvern întotdeauna va avea de rezolvat aceste probleme, dileme etice care ar putea să apară, pentru că cu siguranță cunoașteți că nu există bani nelimitați pentru toate problemele pe care dorim să le rezolvăm. Și întotdeauna sunt aceste elemente în care un guvern ar trebui să decide. Creștem salariile pentru medici, creștem pensiile, creștem indemnizațiile. Deci toate aceste dileme care apar în procesul de elaborare a politicilor publice, ele nu pot fi rezolvate altfel decât dacă avem anumite perspective umane și avem aceste valori care să ne permită să le aplicăm în practică în acest proces. Deci, în baza acestui studiu elaborat în Marea Britanie, s-a constatat că, de fapt, competențele profesionale contează, dar să nu uităm că sunt și alte ingrediente care, la fel, ar trebui să vină și să susțină aceste competențe profesionale. În următoarele câteva slide, încercat să câteva elemente sau câteva priorități necesare pentru tineri atunci când se angajează din nou în acest exercițiu de elaborare a politicilor publice. Deci orice politică publică presupune o interacțiune puternică și cu sfera economică. Adică nu putem să separăm aceste elemente. Deși nu le putem separa, din nou, în baza experienței cu politicile publice din Republica Moldova, deseori fundamentarea economică lipsește din aceste documente. Deci este extrem de important ca tinerii, ca cei care doresc să se angajeze în acest proces, să devină acești consumatori ai gândirii economice. Adică este extrem de important atunci când venim cu propuneri de politici publice să avem această capacitate să cuantificăm care ar putea să fie impact fiscal, care ar putea să fie impactul asupra mediului de afacere, cum modelăm, cum finanțăm politica publică, taxe, subvenții, impozite. Deci această proiectare a impactului politicii publice este unul extrem de important, pentru că el va asigura inclusiv și gradul de implementabilitate a acestei politici pe care noi o propunem și într-un final, în baza acestei analize economice ar trebui să avem această capacitate să alegem între opțiunile care sunt propuse și analizate în acest document de politică publică. De ce este important, așa cum am menționat, să nu uităm că există o interacțiune directă între politicile publice și toate procesele care au loc în domeniul economic, inclusiv cu acestea, cu utilizarea banilor. Pentru că, cum am spus, nicio politică publică nu va putea fi implementată dacă nu va avea această fundamentare economică bine realizată. Al doilea element extrem de important, de care deseori se neglijează un pic, este totuși, chiar dacă este diferență între politică și politici publice, totuși nu ar trebui să uităm că nemijlocit procesul de elaborare a politicii publice rămâne totuși a fi un exercițiu fundamental politic. Chiar dacă sunt anumiți pași tehnici pe care chiar dacă sunt implicați funcționari publici care trebuie să aibă această componentă tehnocratică de elaborare a politicii publice, totuși elaborarea politicii publice nu este o știință exactă, ea este o artă, așa cum desigur eu obișnuiesc să spun, deci o artă care are această puternică componentă politică. Deci dacă dorim ca politicile publice să fie auzite, dacă dorim ca politicile publice să fie promovate, atunci este extrem de important
să fim sau să avem această capacitate să gândim inclusiv politic în contextul în care ne aflăm. Acest lucru ne va ajuta să fim, să devenim acei agenți ai schimbării care să ne permită să generăm idei care eventual ar putea să fie preluate de autorități și implementate. De aceea este important să cunoaștem care sunt actorii, cum interacționează acești actori, care sunt instituțiile implicate, cum interacționează instituțiile implicate, care este, cum modelează aceste instituții politice, politicile interne, cât și politicile externe pe care le elaborează. Pentru că înțelegerea acestei dinamice este esențială dacă dorim noi să reușim să avem rezultate atât în procesul de advocacy a politicii publice, cât și în procesul de proiectare și implementare. Dacă politicile noastre publice vor fi deconectate de această componentă politică, atunci oricât de bună politica publică nu ar fi, ea nu va putea să ajungă pe masă decidenților politice. De aceea, în acest proces este important să putem să navigăm acest element destul de sensibil, dar să nu ar trebui să-l neglijăm, pentru că elaborarea politicii publice totuși rămâne să fie un proces care are tangență nemijlocită, inclusiv și cu mediul politic în care ne aflăm. Aspectul legal, nu, legea și politicile publice, deci legea, noi spunem, oferă această haină juridică pentru implementarea unei anumite publice. Deci este important să aspectul legal, astfel încât să înțelegem cadrul în care politica publică poate fi dezvoltată, modelată și implementată. Deci funcționarea sistemului juridic și modul în care cadrul legal ar putea să constrângă o anumită politică publică sau ar putea, din potrivă, să fie un instrument util pentru promovarea acestei politici publice. De aceea este important să avem aceste cunoștințe și să înțelegem cum, de fapt, interacționează politicile publice cu cadrul legal. Și un alt element la care aș dori să trag atenția, din nou, adoptarea unei legi nu neapărat duce la rezolvarea acelei probleme. Adică dacă chiar deseori avem o politică publică și chiar dacă este necesar elaborarea unei legi, nu, întotdeauna trebuie să țin cont că legea doar oferă această haină juridică pentru instituționalizarea unei anumite politici publice, dar niciodată adoptarea unei legi nu este un act final care de fapt duce la soluționarea acelei politici publice. Și acesta la fel este un element la care ar trebui să atragem atenție, pentru că o bună parte din politici publice falimentează doar din cauza că se opresc la adoptarea unei anumite legi care deseori ar putea să fie neimplementabilă sau nu este implementată de către autorități. De aceea, din nou, pentru ca să avem politici publice eficiente, este important să înțelegem de fapt care este cadrul de interacțiune, cadrul legal și procesul de elaborare a politicilor publice. Și un alt ingredient important pe care aș vrea să-l subliniez este importanța dovezilor și evidențelor în politicile publice. Acest lucru ar trebui, în procesul de elaborare a politicilor publice, ar trebui să deseori să ne întrebăm, de fapt, dacă politica publică care o propunem, de fapt, va atinge acele obiective pe care dorim să le implementăm, și acest lucru poate fi făcut inclusiv la etapa de inițiere, inclusiv la etapa de în procesul de implementare. Ar trebui să vedem în ce măsură politica publică care se implementează, de fapt, își atinge acel rezultat care a fost planificat. Am menționat deja acest lucru, că bugetul oricărei țări este limitat, deci este important să înțelegem cum putem să îmbunătățim procesul de implementare a politicii publice, astfel încât să ne asigurăm că, de fapt, utilizăm cele mai cost-eficiente măsuri pentru rezolvarea problemelor care au fost identificate. Deci, în tot acest, una dintre condiții esențiale este important să avem aceste capacități, să adunăm, să evaluăm și să utilizăm în practică dovezile pe care le colectăm. Deci, aici ar fi prima parte în care am încercat să menționez care sunt
ingrediente principale pe care se pare că avem o problemă de conexiune. Stas, dacă ai putea să încerci încă o dată să te conectezi. Ține cont de mediul. Politic este important să înțelegem bine. 1, 2, 1, 2. Da, cum este? Te auzim. Mă aud? Da, da, da. Ok. Deci, da, am vrut să, ca să finisez prima parte pe prezentările mele, am încercat să identific acele ingrediente principale care sau capacități necesare la tine, astfel încât să poată să fie eficient în procesul de elaborare a politicii publice. Deci este important să avem capacități, cunoștințe, dar nu doar profesionale, este important să fie aceste, inclusiv perspectivele umane și valorile pe care le aducem în acest proces. Să înțelegem cadrul economic, să înțelegem cadrul politic, care este interacțiunea cu cadrul legal și elementele de dovezi care ar trebui să fundamenteze politicii publice. Pentru partea a doua, așa cum menționat și Elena, sunt acele constrângeri și am încercat să văd, de fapt, ce determină sau de ce așa de des falimentează politicii publice. Dacă toți știm, de fapt, care sunt acele ingrediente importante și necesare, de ce totuși falimentează politicile publice și falimentul politicilor publice nu este doar caracteristic Republicii Moldova, cum veți vedea și în prezentare, este un element care este deseori observat inclusiv și în state care au inclusiv instituții puternice și generează politici bine fundamentate. Deci prima cauză care duce la faliment politicilor publice sunt aceste așteptări prea optimiste. De regulă noi credem că dacă avem, am identificat într-un timp foarte scurt, vom putea să soluționăm problemele. Realitatea este un nițel diferit. Adică la această etapă de proiectare politice publice, întotdeauna ar trebui să vedem în ce măsură așteptările, dacă nu cumva așteptările sunt mult prea optimiste și dacă nu cumva așteptăm ca doar o politică publică să rezolve integral o anumită problemă pe care o avem. Și aici sunt patru cauze pe care le-am identificat, care determină aceste așteptări prea optimiste, sunt complexitatea. Evident, de regulă, toate problemele cu care ne confruntăm sunt conectate cu alte probleme și acest element contribuie foarte mult la aceste așteptări prea optimiste. Deci este important la etapa generării politicii publice să vedem în ce măsură putem să simplificăm problema și să identificăm problema reală care de fapt ar putea să ne permită transpunerea în realitate a acelor prevederi ale politicii publice pe care le-am identificat. Baza informațională insuficientă. Deseori avem lipsă de date pe anumite domenii. Deci este acest element care, din nou, cum am spus, dacă politica publică nu este bine fundamentată sau a fost fundamentată pe date care nu neapărat reflectă realitatea din jur, acest lucru la fel ar putea să ducă la falimentul unei politici publice. Dificultatea obținerii consens din partea părților interesate. Un element extrem de important, adică un proces de elaborare a politicii publice, una din bunele practici acestui exercițiu este participarea unui număr cât mai mare de persoane cu interese diferite care sunt afectate de fapt de această politică, astfel încât să putem să identificăm un anumit consens. O politică publică nu poate să fie generată de un singur om într-un birou. Dacă avem astfel de politici publice, ele sunt sortite eșecului. Deci este politicile publice, de fapt, reprezintă un exercițiu extrem de participativ, care ar trebui să presupună aceste componente de co-creare, inclusiv cu cetățenii, cu societate civilă, cu mediul de afaceri, cu mediul extern. Pentru că altfel există acest risc ca această politică să fie
să nu fie implementată. Și proiectarea și planificarea defectuoasă care ar trebui să ținem cont, astfel că să înțelegem foarte bine care este începutul și care ar fi acei pași pe care ar trebui să implementăm, astfel încât să avem o politică publică care să respecte bunele practici. A doilea set de cauze care duc la falimentare este implementarea fragmentară a politicilor publice. Deci, dacă la etapa inițială de implementare, desigur, ar putea să apară diferite interese din partea actorilor care sunt implicați în acest proces de implementare. De aceea, consensul nu este necesar doar la etapa de elaborare și aprobare a politicii publice, dar este important să fie păstrat tot ciclul de viață al unei politici publice, astfel încât să ne asigurăm că că acțiunile care au fost proiectate inițial, de fapt, sunt înțelese inclusiv de către funcționarii publici, de către instituțiile care sunt implementate în acest proces. Pentru că desigur, distanța mare între factorul decizie și factorii care, de fapt, sunt pe teren și implementează politicile publice, ar putea la fel să genereze un element care să contribuie la acest faliment al politicilor publice. Și neadaptarea la contextul local, la fel, ar putea să fie unul dintre elemente atunci când avem politici publice elaborate, de exemplu, doar în Chișinău, care nu au o anumită înțelegere foarte bună a contextului local dintr-un anumit oraș sau municipiu care nu este în apropierea de puterea centrală. Deci este element să înțelegem că și în procesul de implementare a politicii publice, la fel ar trebui să ținem cont de componenta de asigurare acestui consens și dialog constant între diferite părți care sunt implementate, implicate în acest proces. Și implementarea fragmentară, de fapt, duce și la această în acest proces. Chiar dacă se insistă foarte mult pe acest element de coparticipare, de implicare, totuși, chiar și la ora actuală, majoritatea politicilor sunt elaborate, eu le spun așa, în silozuri administrative. Adică fiecare instituție își încearcă să gestioneze doar propriul domeniu, fără ca să înțeleagă cum acesta ar putea, de exemplu, să fie afectată de către o altă instituție sau de către alți actori. Deci este extrem de important să încercăm să ieșim din aceste silozuri pe care aceste limite artificiale care ni le-am stabilit, astfel încât să ne asigurăm că politica publică va putea să, de fapt, să soluționeze această problemă, pentru că există aceste relații interconectate între diferite probleme. Deci este important să existe comunicare maximă și interacțiune între diferite instituții ale statului care, de fapt, gestionează domeniile în care există aceste probleme. Un alt element la care vreau să trag atenție este la ceea ce ține de participarea cetățenilor și societății civile în proces. Deși se pune accent pe acest element, totuși observăm că există o îmbunătățire neuniformă și limitată. Din practică observăm că participarea de regulă se axează doar la etapele finale de elaborare a politicilor publice. Deci un element ar fi în bunele practici, întotdeauna recomandă ca la etapele inițiale să fie implicați cetățenii și societatea civilă. De aceea este important ca de la etapa de inițiere a documentului politici publice să vedem în ce măsură putem să implicăm grupurile care vor fi, de fapt, afectate de deciziile care vor fi luate. Consensul redus pentru rezolvarea problemelor publice, nou, inclusiv și factorul politic determină acest element, dar, cum am spus, politica publică nu ar trebui totuși să genereze anumite consensuri în societate pentru a ne putea mișca înainte, fără identificarea acestor puncte de legătură sau este extrem de dificil să ne asigurăm să implementăm politici publice care, cum am spus, politicile publice ar putea să fie implementate pe durate care de fapt depășesc
mandatul unui anumit guvern sau mandatul unui anumit parlament, de ce este important să existe anumite consensuri în societate, astfel încât să putem să generăm rezolvarea acelor probleme cu care se confruntă, de fapt, cetățenii. Și această legătură defectuoasă pe orizontală și verticală, aici, în general, mă refer la colaborarea între autoritățile centrale și autoritățile locale. Chiar și astăzi observăm deseori atacuri, săgeți aruncate de la APL spre autoritățile centrale, de la autoritățile centrale spre APL. Nu, este un cadru care, de fapt, subminează acest proces de implementare a politicilor publice. Nu, pe anumite paliere, dacă dorim să putem să implementăm politici publice eficiente, e evident că ar trebui să ne asigurăm că există cel puțin o minimă colaborare, inclusiv între APL și APC, astfel încât aceste politici să poată să fie implementate. Deci e un element care nu ar trebui să fie neglijat, dar dacă în cazul în care nu există această legătură și minimă conlucrare, atunci evident acest lucru ar putea să ducă la falimentul politicilor publice. Ce voi încheia cu un studiu de caz, așa cum am menționat, ca să nu credem că doar în Republica Moldova politicile publice falimentează, am încercat să găsesc un studiu în care Banca Mondială a evaluat, de fapt, între 2016 și 2018, intervențiile, 400 de politici publice în 150 de țări diferite. Și în baza acestui studiu, de fapt, au constatat că între 25 și 50% dintre intervenții au falimentat. Nu. Acest lucru ne arată, de fapt, cât de des falimentează politicile publice. De aceea, ca să putem să reducem din acest faliment al politicilor publice, este important să ținem cont de cele ingrediente pe care le-am menționat și să ținem cont, de fapt, să vedem care sunt factorii care determină falimentul politicilor publice. Iar dacă am putea să integrăm acele principii și să înțelegem. Stanislav, se pare că este din nou o problemă de conexiune. Dacă ai putea să încerci din nou să te reconectezi. Și acum ai voi transmite lui Adrian, care de fapt va continua cu ciclul elaborării politicii publice și va vorbi un pic despre cum ajung politicii publice pe masa a autorităților. Te rog, Adrian. Mulțumesc pentru intervenție, Stanislav, și pentru explicarea acestui proces. Dragă Adrian, promovarea documentelor de politici publice în Republica Moldova are loc prin programul de activitate al Guvernului, iar conținutul și structura programului rezultă din problemele și prioritățile care există la etapa elaborării. Ai putea să ne oferi totuși mai multe detalii despre procesul de promovare a politicilor în cadrul structurilor guvernamentare? Da, mersi mult, Elena. Bună ziua, așa cum am spus colegii mei, sunt Adrian Iarmurache și sunt liderul programului de echipă în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Și în slide-urile care urmează o să încerc să asigur o continuitate la ceea ce a vorbit până acum colegul meu Stas pe partea de politici publice. Și primul slide care o să îl aveți în fața dumneavoastră, o să încerc să le delimitez, de fapt, tipurile de documente care există la nivel de țară. Și în mod special aici vorbim la nivel de guvern. Avem clar documentele de planificare și separat le vedeți în cel de-al doilea pilon, sunt documentele de politici publice. Inițial o să încerc să le explic foarte pe scurt pe cele de planificare. În primul și în primul rând vorbim despre strategia națională de dezvoltare. Și nu trebuie să vă, adică nu vă, o să vă sugerez să așteptați să vedeți în următorul slide cum toate aceste documente comunică între ele, dar aici o să vorbesc doar despre ce reprezintă, de fapt, aceste documente. Strategia Națională de Dezvoltare, ea tot poate fi, de fapt, considerată și clar că este considerată un document de politici, doar că are un caracter mult mai special. Acesta este documentul care, de fapt, la nivel de țară, stabilește viziunea pe termen lung.
De regulă, aceste strategii au un mediu cam 10 ani. Unele țări decid, de fapt, că aceste strategii să fie chiar și 20 de ani și mai mult. În aceste strategii, așa cum spuneam, ele fiind pe termen lung, ele, de fapt, stabilesc doar anumite ținte care vrei să le atingi, de exemplu, în anul 2030 sau 2035 sau poate chiar și mai târziu. Un alt element, și acesta este în principiu al doilea document important care are loc în proces de planificare, fiecare guvern, atunci când ajunge să fie investit în funcție, după cum cunoașteți, el are un program de activitate al guvernului. Acesta este practic documentul în care guvernul vine în fața Parlamentului și își asumă responsabilitatea că o să facă ceva sau altceva, că o să aibă anumite priorități sau să aibă alte priorități. Acesta este al doilea document care este foarte important și el, de fapt, e cel mai important sau primul document care vine guvernul însăși în activitatea sa atunci când vine în funcție. Aceste documente, de fapt, spre diferență de strategia națională de dezvoltare care trece de la un guvern la altul, care sunt documente de țară, programul de activitate a guvernului el este exclusiv pe perioada de activitate a unui guvern. În mod normal, el este pentru 4 ani, dacă un guvern vine pentru 4 ani, dar dacă guvernul ajunge să funcționeze doar o jumătate de an sau un an, atunci acest document își încetează, practic, relevanța în momentul în care guvernul respectiv nu mai este în funcție. Următorul document de planificare, sau documente de planificare care vreau să le menționez, clar pentru toată lumea că noi nu trăim, de fapt, undeva separat, pe o planetă separată, suntem și noi angajați în toate conjuncturile internaționale și regionale și facem parte în aceste procese și ca și orice țară avem angajamente, de fapt, față de fie acestea multilaterale, fie acestea la nivel internațional. În primul rând vorbim despre, la momentul actual, vorbim despre Agenda 2030, probabil că toți cunoaștem, avem aceste angajamente de a implementa obiectivele de dezvoltare durabilă și Agenda 2030 la nivel național. De asemenea, este important să menționăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acesta este un alt document care este practic caracter permanent și orice guvern care nu vine, practic are aceste angajamente să le implementeze. Un alt document este Planul Național de Dezvoltare. Planul Național de Dezvoltare este mai mult un document operațional al guvernului. Acesta se elaborează, de fapt, pentru o perioadă de 3 ani, este un document trienal, și el se actualizează anual. Ce reprezintă acest Plan Național de Dezvoltare? De fapt, este un document unde guvernul își stabilește, la rândul său, prioritățile sau elementele de reformă pentru următorii 3 ani. Următorul document de planificare ar fi cadrul bugetar pe termen mediu. Aici vorbim despre, iarăși, acest document este pentru 3 ani. El trebuie să fie strâns corelat cu Planul Național de Dezvoltare și atunci când se stabilesc prioritățile într-un anumit domeniu, justiție, nu știu, înverzire sau schimbare climatică, atunci aceste lucruri trebuie să fie reflectate și în cadrul bugetar. În caz contrar, o să avem provocări la implementare. Planul de acțiune a guvernului, acesta este un document care, în principiu, este anual. El reiese din Planul Național de Dezvoltare și el vine, de fapt, cu activități foarte exacte. E un schema care o să urmeze să dau mai multe detalii. Și ultimul document, care nu este mai puțin important, este Planul Anual al Autorității și acolo se reflectă, de fapt, acțiunile detaliate. În cel de al doilea pilon o să vedeți documentele de politici publice. Și probabil cu toți ați auzit despre strategii, programe și alte tipuri de documente de politici publice. Ele, de fapt, noi în Republica Moldova și conform cadrului nostru normativ, noi avem două tipuri de documente de politici publice. Avem strategiile și programele și nu o să mă opresc aici, pentru că în slide-ul care urmează o să încerc să le explic mai detaliat aceste documente. Așa, deci toate acele documente care le-ați, sau de planificare sau de politici publice care le-ați văzut în slide-ul anterior, le puteți vedea în această schemă, această structură de comunicare. Și aici o să reiterez ceea ce spunea colegul meu Stas mai devreme. Unul din ingredientele importante, de fapt, ca să poți să ai politici publice de succes și să poți să ai rezultatele care ți le dorești, este în primul rând planificarea corectă. Noi, spre regret, planificarea este ceea ce este important și așa cum voi în fiecare zi sau fiecare dintre noi are o anumită planificare, că astăzi voi merge, nu știu, la studii, după masă mă întorc, fac aia, după aia mănânc, după aia îmi pregătesc pentru ziua de mâine și weekendul următor o să merg undeva. Exact în acest fel trebuie să fie planificată și activitatea unui guvern sau unei țări, ca să poată să fie sigură că și atinge toate rezultatele și acest lucru este foarte important. Și în partea de sus al slide-ului, eu o să încerc să dau și cu mouse-ul, o să vedeți în primul rând
programul de activitate a guvernului, așa cum spuneam. Programul de activitate a guvernului este documentul central al unui guvern atunci când vine în funcție. El, practic, își dezvoltă documentul acesta, programul de activitate a guvernului, și merge cu el în Parlament și vine în funcție. Dar acest document, în mod normal, tot timpul el comunică sau reiese cumva din anumite realități în care se află Republica Moldova, pentru că nu o să găsiți niciun guvern, indiferent de conjunctura politică din care vine, care nu o să înțeleagă că Republica Moldova se confruntă cu anumite probleme, că are nevoie de infrastructură, are nevoie de alte obiective, și atunci el practic acest document și inclusiv din angajamentele pe care Republica Moldova le are la nivel internațional. Și atunci aici este o comunicare strânsă între programul de activitate a guvernului. Alături o să găsiți strategia, alături o să găsiți strategia națională de dezvoltare, așa cum spuneam, ea este pe termen lung, ea de regulă, în mod normal, ea de fapt trece de la un guvern la altul, pentru că guvernele trebuie să se ghideze de ele când ajung în funcție, și angajamentele internaționale. Spuneam anterior despre obiectivele de dezvoltare durabilă, adică Agenda 2030 și acordul de asociere sau alte angajamente care le aveam cu parteneri internaționali, cum ar fi Banca Mondială sau Fondul Monetar Internațional sau alte organizații, și de care noi trebuie să ținem cont și să fim responsabili. În partea stângă, cum vă uitați la ecran și dreapta ecranului, o să vedeți, de fapt, anume acele documente de politici care spuneam mai devreme, este vorba despre strategii și programe. Strategiile, de fapt, aici este ceea ce este important și ceea ce trebuie să cunoaștem este că strategiile, ele reies la rândul lor iarăși din Strategia Națională de Dezvoltare, pentru că atunci când îți stabilești la nivel de țintă că până în 2030 vreau să reduc nivelul de poluare, nu știu, cu 7%, cu 5% sau în funcție de analizele care sunt, sigur că urmează să îți stabilești, de fapt, deja la nivel de domeniu. Ce faci pentru acest lucru? Și deși la nivel de strategie națională de dezvoltare ai un indicator foarte general, reducerea, nu știu, poluării mediului cu 5%, pe când vii la nivel de strategie, tu trebuie să vezi exact ce trebuie să faci pentru acest lucru și ce trebuie să atingi. Ok, trebuie să pună accent pe, nu știu, pe, eu acum vorbesc exemple simple, dar trebuie să vedem, am nevoie de a reduce poluarea de la mașini, am nevoie de fapt să am un nivel mai înalt de înverzire a țării, să am nevoie de o infrastructură, am nevoie de alte tipuri de gestionare deșeurilor, și atunci tu stabilești iarăși la nivel de strategii. La nivel de strategie pe domeniu, aici vorbim despre exemplu un domeniu, strategie cum ar veni pe domeniul mediului, însă ce este important este că, conform planificării, strategia tot are un nivel până unde poate să meargă. Nu poate să meargă la nivel mărunt, că pe în pădurea, nu știu, din codrii Orheiului voi planta 100 de hectare de frase. Nu. Strategia, de fapt, tot are un anumit nivel, se stabilește practic un nivel intermediar, unde, de fapt, pe fiecare dintre subdomenii se stabilește anumite obiective și strategia la rândul ei, iarăși coborând în jos, pentru că aici trebuie să înțelegem, e vorba de o coborâre, la rândul ei ea se reflectă în programe pe subdomenii. Și aici deja se încep detaliile. Pentru că ele merg cum ar veni din zoom in, sau, adică practic tu te duci mai detaliat și mai detaliat. Și aici încep programele. Programele la rândul lor, iarăși ele se dau pe domeniu. De exemplu, tu la nivel de strategie națională de dezvoltare ai constatat că ai nevoie să reduci schimbarea, să reduci nivelul de poluare. Vii la nivel de strategie și zici că pentru asta trebuie să păduresc, să cresc, să fac ceva pe cursul apelor, să reduc deșeurile și nu știu ce. După aia vii cu programe. Programele deja vin detaliate și zic că uite, facem un program pe domeniul deșeurilor, un program pe domeniul înverzirii, un program pe domeniul gestionarea altor tipuri de deșeuri. Și la rândul lor aici deja se vine foarte detaliat. Ce am nevoie pentru asta? Și stați, spunea anterior despre mai multe ingrediente de fapt detaliate, cum ar veni. Am nevoie să schimb o lege, am nevoie să fac de anumite instruiri, am nevoie să fac anumite metodologii, am nevoie să schimb anumite lucruri, să schimb anumite reguli care există astăzi în țară. Și atunci, în acest fel, tu contribui la schimbarea care trebuie să o atingi într-un final la nivel de planificare macro. Alături, sau mai bine zis în centrul acestui slide, o să vedeți Planul Național de Dezvoltare. Acest document, cum spuneam eu, un document operațional al guvernului, care corelează, de fapt, cu toate documentele din jur și unde, de fapt, guvernul își stabilește pentru 3 ani înainte care sunt prioritățile sale de reformă.
Și el zice că eu vreau să reformez, de fapt, anumite domenii. Vorbeam de mediu sau vreau să reformez anumite domenii legate de justiție sau vreau să reformez anumite un domeniu legat de, nu știu, de administrație publică și tot așa mai departe. Dar tot Stas spunea anterior în unul din slide-urile sale că e important și partea bugetară. Și atunci trebuie să acest document, Planul Național de Dezvoltare, trebuie să coreleze foarte și foarte strâns cu cadrul bugetar pe termen mediu. Și îl vedeți alături, pentru că acest cadru bugetar pe termen mediu este, el la rândul lui trebuie să reflecte exact ceea ce se reflectă în Planul Național de Dezvoltare. Pentru că dacă tu îți stabilești la nivel de Plan Național de Dezvoltare că eu vreau să înverzesc, nu știu, sau să cresc în nivelul de împădurire cu 10% sau vreau să dezvolt infrastructura rutieră cu, nu știu, 20%, atunci trebuie să vină bugetul sau cadrul bugetar pe termen mediu și să-ți ofere aceste resurse financiare, pentru că aceste lucruri costă. Dar nu se poate ca în momentul în care tu, la nivel de Plan Național de Dezvoltare, stai și scrii că vreau să înverzesc, pe partea alaltă nu planifici niciun leu pentru acest lucru. Și atunci, în zadar, scrii că vrei să faci înverzire dacă nu bugetezi bani pentru acest lucru. Și de asta aceste două documente trebuie să coreleze între dânsa, adică practic de fiecare dată atunci când stabilești anumite priorități trebuie să vină cadrul bugetar pe termen mediu și să te asigure că de fapt îți oferă aceste resurse. Și în linia de jos, cea mai de jos, o să găsiți, în primul rând, eu o să încep din centru de aici, Planul Național de Dezvoltare, așa cum spuneam, el se face pe 3 ani, dar la nivel de detalii, deja guvernul își stabilește un fel de plan al său de acțiune al guvernului, unde vine de fapt detaliat. Vă modifica legea X, vă modifica legea X, Y, voi face, voi aproba metodologia Z și tot așa mai departe. Practic, guvernul își stabilește un plan detaliat. Alături o să găsiți planul anual al autorităților publice. Acest document, la rândul său, este documentul care fiecare autoritate publică, fiecare minister, instituție, are un plan propriu de activitate. Și el, practic, singur, adică își scrie ce exact trebuie să facă. Practic, bine, nu chiar zilnic, dar practic foarte detaliat. Că se merge acolo, se elaborează aspectul Y, se fac următoarele șiri de consultări. În anumită perioadă de timp, subdiviziunea X cu subdiviziunea Y va face un anumit studiu și tot așa mai departe. Deci sunt foarte, foarte multe detalii. Și ultimul slide, care îl spuneam aici, cred că poate este și cel mai simplu și care este cel mai ușor și de... El este simplu, dar este extrem de important, este de fapt, sunt bugetele, de fapt. Atunci când vorbim despre bugetul de stat, el trebuie să reflecte, practic, linie cu linie, bugetul, cum și ce se implementează. Vorbim de bugetul asigurărilor sociale și, fondul de asigurări obligatorii de medicină. Acesta a fost pe partea de slide. Ultimul slide la care eu o să mă opresc și poate este cumva relevant să vedeți exact etapele cum ajunge să fie elaborat un document de politici. Și primul câmp, deci este prima etapă, anume identificarea problemei din domeniul în care ești responsabil. Dar până ajungi la această etapă, practic trebuie să răspunzi la toate ingredientele de care vorbea Stas anterior. Trebuie să știi exact ce problema ai, sunt diferite tehnologii, cum ajungi să identifici problema, pentru că aparent uneori ți se pare că o problemă este foarte mare, pe când problema este poate cu totul alta și trebuie tot timpul să faci aceste analize și să mergi exact să vezi unde este problema. Deci prealabil aceste prime etape, ar zice că mai există un șir de elemente care sunt importante și care cumva Stas le-a reflectat în prezentarea sa. După ce ai identificat problema, a doua etapă ar fi identificarea documentelor de politici publice conexe. Deci dacă tu ai constatat că ai o problemă, nu știu, pe domeniul mediului sau pe domeniul gestionării deșeurilor, trebuie să vezi, eu mai am poate alte documente de politici care acum sunt în vigoare, care este nevoie poate să le schimb, care este nevoie să văd ce scriu ele și poate nu este nevoie să le schimb, poate este nevoie doar de implementat. A treia etapă este, de fapt, după ce tu ai văzut care este problema, identificat unde trebuie să intervii, elaborezi și un scurt concept al documentului de politici, unde sunt anumite elemente interior, documente de politici, tipul de document de politici, ce își propune să schimbe acest document de politici, unde urmează să ajungă. Ce este important, și aici este etapa a patra, fiecare, principiul documentele de politici, noi poate o să discutăm mai târziu, ele sunt, de fapt, generate de către ministere.
că aceasta este responsabilitatea. Responsabilitatea de a elabora și promova documente de politici devine anume guvernului și nemijlocit ministerului. În cadrul guvernului avem și Cancelarea de Stat, care are responsabilitatea, de fapt, de a asigura coordonarea planificării strategice și a coordona documentele de politici la nivel de guvern. Și în acest sens, ca să se asigure că ministerul că se răspunde la solicitările care vin din programul de guvernare, din strategia națională de dezvoltare, din angajamentele internaționale și, de fapt, toate documentele corelează între ele, atunci când ministerul elaborează și planifică să aibă intervenție și să aibă un document de politici și elaborează acest concept, îl notifică Cancelarea de Stat. Cancelarea de Stat, la rândul ei, examinează acest document, acest concept, mai bine zis, se uită dacă acest concept răspunde realității, este conform tuturor principiilor, este în conformitate cu cadrul normativ de planificare, este în linie cu planul de acțiune a guvernului, cu programul de activitate a guvernului. Și în baza ceea ce constată, de fapt, ceea ce vede, emite recomandări. Recomandările sunt trimise către autoritate pentru a îmbunătăți documentul. Autoritatea, la rândul ei, deja trebuie să-și revadă conceptul și să publice, practic, varianta revăzută sau pe pagina sa, pe pagina web a ministerului și pe alte platforme, de fapt, de a asigura transparența. O etapă obligatorie sau importantă este anume că, în afară de publicare, de fapt, trebuie să ai, așa aici nu intrăm în detalii, dar, de fapt, partea de consultare, partea de publicare, partea de discuție este foarte importantă și aici avem un cadru complex, în general, de tot ce înseamnă consultare și asigurarea transparenței în procesul de elaborare documentelor de politici, dar foarte important este și a informa, de fapt, direcționat părțile interesate, pentru că tu vezi, de fapt, că ai anumite organizații de societate civilă, ai anumite instituții care, de fapt, se ocupă de acest lucru, ai anumiți parteneri de dezvoltare care sunt implicați în acest proces și tu informezi, de fapt, cu privire la faptul că, oficial, că tu, de fapt, realizezi acest lucru și realizezi acest proces, acest document. Și, sigur, în paralel, deja, de fapt, avansezi pe partea de însăși de elaborare a documentului de politici publici, dezvoltându-l așa cum prevede cadrul și atunci și așa cum se cere conform cadrului de planificare. O următoare etapă este consultarea proiectului document de politici publice și aici vorbeam și anterior, deja practic tu ai un document dezvoltat, începe procesul de consultare, respectând practic toate cutumele de transparență, de bună guvernare atunci când vine vorba despre procesul de consultare și de comunicare cu societatea civilă, mediul academic, alte autorități, instituții publice vizate și care este nevoie neapărat să participe în procesul de dezvoltare. În caz contrar, ceea ce spunea Stas mai devreme, riscul este foarte mare să te pomenești cu un document dezvoltat în silosurile administrative, care nu este discutat cu nimeni și practic este paralel cu realitatea. Pentru că de multe ori nu se cunosc realitățile din birou, de fapt ele trebuie să fie cunoscute bazându-te pe date, bazându-te pe proces participativ. După ce acest document este consultat, el iarăși la rândul lui este remis deja într-o formă ambalată, practic final, către Cancelarea de Stat pentru a fi validat încă o dată de Cancelarea de Stat, a vedea dacă răspunde la tot ceea ce este, toate recomandările anterioare care au fost expuse, este în conformitate cu obiectivele guvernului și tot ce este nevoie. După ce Cancelarea de Stat practic emite opinie dacă este ok, este pregătit, are tot ce este nevoie, acest document ajunge practic să intre în procesul de consultare oficială. Și aici avem o etapă care se numește ședința secretarilor generale, unde documentul se prezintă, secretarul general acceptă că acest document să meargă în proces de avizare, el se duce în procesul deja de avizare oficială, aici fiecare autoritate se expune pe acest document. Procesul de avizare poate să dureze foarte mult, noi aici discutăm rapid cumva, dar procesul de avizare poate să dureze și luni, șir, uneori chiar și ani, păcate, dacă documentul nu ajunge să aibă susținere și nu ajunge să fie definitivat. Este foarte important pentru că toate etapele sunt importante, dar să înțelegem că în procesul de avizare de multe ori poți să constați că un minister intră în cumva, înțelege că trebuie să realizezi sau nu realizezi anumite lucruri în relație cu alt minister sau un minister încearcă să reglementeze domeniile altui minister și acest lucru este foarte important ca guvernul să poată să asigure acest mecanism. Și desigur, ultima etapă sau
Bine, ar fi penultima. Ultima ar fi aprobarea, penultima etapă ar fi definitivarea și transmiterea spre aprobare și, într-un final, aprobarea de către guvern. În anumite cazuri, ele se aprobă și de către Parlament, dar, indiferent de organul care le aprobă guvernul sau Parlamentul, ele, în principiu, sunt obligatorii și urmează să fie implementate, așa cum vorbeam anterior, despre cadrul de planificare strategică. Cam asta a fost foarte pe scurt. Sper că am reușit să ne încadrăm în timpul stabilit de către colega noastră Elena și în continuare sunt pregătiți să vă răspund la toate întrebările. Mulțumesc! Suntem exact în timpul în care trebuia să ne încadrăm. Mulțumesc mult, Adrian și Stas, pentru intervenția dumneavoastră. În cele ce urmează, vom da start unei runde de discuții prin care tinerii vor puncta aspecte relevante subiectului și vor adresa întrebări invitaților noștri. Reamintesc celor care ne urmăresc că pot adresa întrebările lor atât pe pagina noastră de Facebook, cât și în chatul privesc.eu. Așadar, vreau să invit la discuție pe tinerii cercetători IPREM. Dragă Mihaela, ai cuvântul. Salutare, mulțumesc, Elena, pentru că mi-ai oferit cuvântul. Eu mulțumesc și domnului Ghilețchi și domnului Iermurache pentru această prezentare complexă și utilă. Eu aș dori să adresez o întrebare referitoare la rolul tinerilor în inițierea unui proiect de politici publice. În cadrul, ca să ofer așa un context, în cadrul proiectului Be the Change, înainte de alegerile parlamentare din acest an, am dezbătut subiectul participării tinerilor la vot, în care am discutat, printre altele, și despre motivele din cauza cărora tinerii aleg să nu iasă la vot. Și potrivit unor studii efectuate de către CNTM, tinerii au afirmat că, deși sunt activi social, fac parte din partidele politice pentru tineri, aceștia deseori sunt excluși din procesele decizionale. De exemplu, știm cu toții că pe listele electorale tinerii sunt la final, având astfel șanse minime spre deloc să ajungă într-o instituție unde ar avea posibilitatea, de exemplu, să inițieze proiecte de politici publice. Întrebarea mea este următoarea. Atunci când un grup de tineri, să zicem că identifică o problemă, dar nu fac parte dintr-o instituție inițiatoare de politici publice, în ce măsură aceștia se pot implica în crearea unui proiect de politici publice, să zicem, sau unde ar trebui să apeleze, care ar fi pașii pe care ar trebui să îi urmeze? Stați dacă am vrut să încerc eu să răspund și după aia dacă e... Michael a menționat de fapt perfect că și cred că ingredientul cheie este exact implicarea de fapt și participarea. Și ce trebuie să înțelegem aici este că ca să poți de fapt să schimbi ceva, ca să poți de fapt să contribui, trebuie să fii parte a acelui proces. În caz contrar, tot timpul te vei simți cumva din afară și nu vei putea de fapt să fii cel care influențeze o anumită decizie sau de fapt să iau anumite decizii în bază la ceea ce tu propui. Și atunci trebuie, răspunsul este poate pe cât de simplu, pe atât de complicat, trebuie să vedem cum găsim de fapt noi să fim parte a acestui proces. Am menționat perfect ceea ce înseamnă că tinerii se implică de fapt în activitatea politică și aceasta este foarte și foarte bine. Și chiar dacă, bine, ar fi de dorit, de fapt, tinerii să nu se regăsească în partea a doua listei, care este cu șanse mai mici, ar fi bine ca tinerii să se regăsească în față și, de fapt, vedem în Parlament astăzi că avem și el de tineri care, sau un număr de tineri care sunt, de fapt, activi și sunt o vârstă destul de tânără și sunt destul de activi. Dar, pe lângă faptul de partea politică, pentru că nu tot timpul este vorba doar de politică, de implicare în partide politice ca să poți să iei decizii, de fapt, trebuie să fii partea procesului și aici trebuie să înțelegem un singur lucru și avem anumite chestii generale. Dacă vrem, de fapt, să... Eu spuneam anterior în prezentarea mea că, indiferent de unde se coace o politică publică sau cum ea este elaborată, refer aici la guvern, să ia decizia finală. Pentru că, în caz contrar, te pomenești cu o politică pe din afara procesului și care nu produce rezultate. Și ca să intri exact în acea schemă care dădeam eu acolo, cum intri, hai să vedem cum intrăm acolo. Cum găsim acea portiță să fim parte acest proces. Și, sigur, în mod ideal ar fi, de fapt, să fim încurajați și să ne dorim, de fapt, să activăm în acele autorități publice care elaborează politici publice, chiar dacă sunteți sau sunt tineri care...
poate nu una din căile secundare sau care aș adăuga aici, sigur că trebuie să avem de fapt și un partener bun pe partea cealaltă. Mă refer însă și la ministerele și autoritățile care elaborează aceste politici. Pentru că dacă avem un minister care este foarte interesat de fapt să fie participativ, de fapt să implice cât mai multă lume, să găsească cele mai bune soluții, atunci practic, uite, în acest fel, și aici de fapt trebuie să fie cumva o congruență și o armonie bilaterală, de fapt, unde și tinerii vin și participă în proces de elaborare și ministerul pe partea alaltă este pregătit să consume, de fapt, și să țină cont de ceea ce propun tinerii. Aici, sigur că ce trebuie să ținem cont este că atunci când se vine cu politici publice, pentru ca aceste politici publice să aibă șanse de a ajunge, de fapt, pe agenda guvernului, pe agenda ministerului, pe agenda în general, să întâlnească toate elementele, el, de fapt, clar că trebuie să fie cumva aliniate la prioritățile țării, prioritățile guvernului. Pentru că în caz contrar, dacă tu guvernul își stabilește ca prioritate, nu știu, reforma justiției reducerea climatică și administrația publică și este o politică publică care este cumva legată, nu știu, de cercetări submarine, atunci clar că este mai greu, de fapt, astfel de politică publică să se regăsească pe agenda guvernului, condițiile în care guvernul nici nu bugetează resurse pentru așa ceva, nici nu are un profil sau nici nu are intenție să facă acest lucru. De asta trebuie să găsim această sinergie. Și aici cred că este important cum să ajungem, este de fapt, sunt platformele, pentru că tinerii, și ai vorbit momentan de rău despre CNTM, din punctul meu de vedere este o platformă foarte bună care inițiativele care le are reușește să le aducă pe agenda guvernului și asigură această comunicare cu guvernul, cu ministerele de ramură și practic inițiativele care vin, cel puțin ajung să se discute, ajung să fie reflectate, ajung să fie îmbunătățite în baza acestor platforme și sigur alte asociații de profil, pentru că este foarte important și atunci când tinerii se asociază între ei și vin cu film sau organizațiile de tineret nu sunt cele care iau decizia într-un final, dar ele cel puțin sunt cele care pot să vină să aducă pe agenda guvernului oficial, neoficial, prin comunicare, prin dialog, subiectele pe agenda guvernului. Și cu inițiative bine analizate și cu propuneri de intervenții foarte, foarte bune. Cam asta ar fi, nu știu dacă stați, vrea să mai adaugi ceva și are o idee mai... Da, mersi, Adrian. Eu voi puncta, da, câteva elemente. Mihail, ai punctat, e corect, într-adevăr, din afara instituției publice, e imposibil să fie autora unei politici publice care va fi implementată, dar ce putem să facem noi, fiind în afară sau ca tineri, ca societate civilă, evident, noi putem să semnalăm aceste probleme, adică rolul nostru este să atragem atenția la anumite probleme care există și semnalarea acestor probleme, evident, poate fi făcut prin generarea anumitor rapoarte date. Noi încercăm să monitorizăm în ce măsură se implementează anumite politici, cum se utilizează bugetul, participăm la audierile bugetare, adică încercăm să identificăm care instituții publică dacă sunt aceste audieri, să vedem cum este gestionat bugetul și care sunt prioritățile acelei instituții. Atunci când instituția vine cu posibilitatea asta ca noi să întreabă care este părerea sau opinia cu anumite priorități, noi ca tineri evident că putem să participăm la aceste consultări, să venim cu ideile noastre, să generăm, cum am spus, acele rapoarte, date de monitorizare cu privire la ce se întâmplă în sectorul pe care pe noi ne interesează. Și evident putem să facem și aceste activități de advocacy care ar putea eventual să permită ca o anumită problemă să crească în spațiu public și să obțină această notorietate, astfel încât eventual să poată fi preluată ca un proces de analiză a anumitei probleme de către o anumită instituție. Deci cam asta ar putea să fie acele instrumente practice care noi am putea să le facem, astfel încât să putem să promovăm acea problemă pe care o vedem noi într-un anumit domeniu. Mulțumesc. Mulțumim pentru răspuns. Avem o întrebare de pe online, de la Mihai Rotaru. Considerați important faptul ca programul de activitate a guvernului să fie corelat cu programele de activitate a fostelor guverne, reieșind din faptul că multe activități și inițiative lansate de guvernele precedente au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la rezultatul dorit,
inclusiv cât de mult se ține cont de acest aspect de guvernare de RME când își realizează programul de activitate. O să încerc să răspund eu. Dacă atunci când am vorbit despre programul de activitate a guvernului, spuneam că este un document exclusiv politic, cu care vine prim-ministru împreună cu cabinetul său de guvern, și modul cum îl construiește, de fapt, cred că acesta este unul dintre cele mai flexibile documente care îl are un guvern atunci când vine în funcție. Cred că este primul și ultimul document care este foarte și foarte flexibil. Deci, practic, el este la latitudinea acelui guvern de a convinge parlamentarii să obțină votul, și atunci el este fapt. Dacă guvernul respectiv dorește sau nu dorește să-l coreleze, să țină cont de ceea ce a fost în trecut, sigur că este la latitudinea sa de a decide și de a face acest lucru, și o să vedeți că, bine, nu vorbim de schimbări mai radicale atunci când se schimbă practic integral coalițiile de guvernare, dar o să vedeți că trecerea de la un guvern la altul atunci când are loc printr-un, mai mult sau mai puțin în interiorul acelorași coaliții sau asta, o să vedeți că de fapt în mare măsură programele sau acțiunile, prioritățile se repetă. Dar acesta nu este, dacă mă întrebați, cred că esența sau natura întrebării dumneavoastră este mai mult de perspectiva ideii cum se asigură continuitatea, pentru că sunt poate inițiative bune într-un guvern și ele nu se mai regăsesc cumva în alt guvern. De fapt, continuitatea se asigură prin celelalte documente despre care vorbeam anterior. Vorbeam în primul rând despre strategiile naționale de dezvoltare, vorbeam despre strategiile sectoriale. Aceste documente nu sunt legate de un guvern, de fapt, sau de un guvern anume. Ele sunt legate, de fapt, de guvern în general, pentru că, indiferent de guvernul care vine sau pleacă, este obligat să le implementeze. Și la atâta timp cât se reflectă în cadrul normativ, se reflectă în documente de politici, ele, deja la rândul lor, ele sunt obligatorii și rămân în continuare pentru următoarele guverne. Și atunci, orice guvern care nu ajunge în funcție, el este obligat să le implementeze. Fie să le revadă. Dacă consideră că nu mai sunt importante și nu are nevoie, atunci el le revede. Dar nu, ele nu decad din start în momentul în care vine un nou guvern. El, de fapt, se asigură continuitatea și se merge mai departe. Asta e, eu, cel puțin, sper că am reușit să vă răspund la întrebarea noastră. Mulțumesc, Adrian. Da, urmează... dacă poate și să eu și intervin, dacă poate, Elena. Mihai, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Eu doar voi puncta câteva elemente pe care le-a menționat și Adrian. Evident, de ce aș în prezentarea mea am insistat pe acel consens minim care ar trebui să existe? Și din punctul meu de vedere, sunt totuși documente cum ar fi strategiile naționale de dezvoltare, care acoperă perioada care este elaborată pe perioada de 10 ani. Evident, într-un mediu bun ar trebui totuși să fie aprobată printr-un anumit consens, inclusiv și în Parlament, astfel încât ca acest consens fie transmis eventual și în societate, iar ulterior, chiar dacă există anumite schimbări de partide care iau puterea, trec în opoziție, totuși să avem o anumită continuitate la nivel macro, pentru că, cum am spus, evident, procesul politicilor publice este eminamente politică, din fiecare forță politică va încerca să-și facă propria amprentă în acest exercițiu, dar având documentele mari pe o perioadă mai lungă, care ele din start depășesc mandatul oricărei autorități publice, mandatul oricărui ales public, de ce este important să fie depus acest efort pentru construcția acestui anumit consens, astfel încât totuși pe ideile macro să existe o anumită continuitate. Și elementul inovativ și bun al strategiei, de exemplu, Moldova 2030, care sperăm să fie totuși aprobată, este că este centrat pe nevoile cetățenilor. Și atunci, în momentul în care noi identificăm care sunt nevoile cetățenilor, noi putem să reducem impactul acestui factor politic. Pentru că vorbim despre cum să îmbunătățim creșterea economică, cum să reducem sărăcie, cum să creștem calitatea serviciilor de sănătate, care dintr-un anumit punct de vedere nu întotdeauna înseamnă necesită politizare maximă. Adică dacă putem totuși să identificăm care sunt acele nevoi ale cetățenilor, și acest lucru a fost făcut în procesul de elaborare a strategiei 2030, acest lucru la fel a fost efectuat pentru a minimiza acel impact politic, astfel încât totuși să putem să construim acel consens, dar din punctul meu de vedere el este esențial și extrem de important, altfel riscăm să avem strategii naționale pe 10 ani care sunt anulate fiecare 4 ani dacă ajungem în ideea că fiecare 4 ani se schimbă
puterea, ceea ce din nou nu este un model sustainable, de aceea este recomandabil ca acest efort să fie depus astfel încât la nivelul macro totuși să reușim. Și cazul, de exemplu, ar fi un caz de succes, ar fi acordul de asociere. Chiar dacă retorica politică este așa cum este, totuși am văzut că acest document a fost implementat inclusiv de forțe care nu neapărat la o anumită etapă împărtășeau viziunea acelui document. Deci este posibil, așa cum menționat și Adrian, dacă reușim să aprobăm aceste documente macro, atunci printr-o anumită forță, presiune inclusiv din societate, oricare guvern care vine în anumită funcție va fi constrâns să folosesc într-un sens bun, o constrângere bună, astfel încât să reușim să implementăm acele elemente consensuale care să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor. Un exemplu foarte bun, mulțumim, Stanislav. În continuare urmează să intervină Emil Burinski. Emil, ai cuvântul. Mulțumesc, Elena. Bună ziua. Vreau să vă mulțumesc pentru această sesiune și pentru oportunitatea de a revizui cunoștințele către teorii din domeniu. Aș dori să vă adresez o întrebare referitor la partea de advocacy a unui proiect de politici publice. Pe parcursul proiectului Be the Change am avut oportunitatea de a elabora o notă analitică subiectul proceselor de europenizare în contextul summitului parteneriatului estic, care a avut loc ieri la Brussels. Pentru a promova acest document, am realizat cu suportul IPRE o discuție cu experți din Moldova, și din Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene, și cu prezența unui secretar de stat de la Ministerul de Afaceri Externe și Integrare Europeană. Pe lângă aceasta, am promovat documentul pe rețelele publice, dar și în anumite grupuri profesionale. Aici aș dori să vă întreb, ce tehnici adiționale aș putea utiliza pentru a promova un document pe viitor? Care sunt platformele de la noi din țară? Domnul Iermurache a făcut referire la CITME, la care ne putem adresa ca tineri cercetători sau experți pentru a ne promova produsele analitice, dar și contribui la dezvoltarea de politici publice în țară. Ok, Emil, mersi de întrebare. Voi încerca să încep eu și dacă domnul colegul meu Dan mai are idei, va continua. Evident, elementele care tu le-ai menționat, ele ar fi lucruri pe care noi în primul rând le facem, aceste generarea de documente, rapoarte, note analitice, propuneri de politică publică. Este un prim pas ca să putem să creștem vizibilitatea în anumite probleme. Organizarea evenimentelor publice pe care le avem la fel, inclusiv pe online, pe offline. Un element pe care l-am observat, l-am utilizat personal atunci când am lucrat cu primăria Chișinău în procesul de elaborare a propunerii de politică publică, evident, din instrumentariul nostru de advocacy ar trebui să lipsească inclusiv și contactele personale om cu om. Adică în acest element la fel este important fie un funcționar. Adică este acest element atunci când ne putem să utilizăm interviurile sau să avem ședință mai restrânsă cu actorii nemijlocit implicați, astfel încât să putem să promovăm. Deci este important să existe această componentă inclusiv umană, așa cum am spus, noi ne axăm pe cetățean în proces de elaborare a politicii publice, dar este important să ne axăm și pe factori de decizie care sunt de fapt elementele cheie în promovarea acestei politici publice. Un alt element ar fi stabilirea sau crearea de rețele, dacă există pe anumite subiecte dorim să promovăm, nu știu, transport sustenabil sau pe bugetarea bazată pe drepturile omului. Deci este important să identificăm și alți actori, inclusiv din societate civilă, la nivel local, să vedem posibil există anumite organizații mai mici din diferite regiuni ale țării, astfel încât să putem să ne unim forțele și să arătăm că nu suntem de fapt un singur actor care este interesat de acest element. Acest lucru a fost foarte vizibil în procesul nostru de creșterea participării, de exemplu, în procesul bugetar. Pentru că un element de ce există reticență din partea primăriilor, de exemplu, să implice cetățenii în procesul bugetar, este această frică că fiecare cetățean va veni cu propriile nevoie.
Și atunci, evident că primarul nu poate să asigure că fiecare nevoie individuală va fi rezolvată. Dar dacă cetățenii se coagulează într-o coaliție locală și prezintă un punct comun din partea comunității, atunci, evident, acest element crește valoarea sau greutatea acelor argumente pe care noi îl facem. Deci este important în acest proces de advocacy să nu se transmit mesajul că de fapt noi suntem un soldat individual care încearcă să promoveze o anumită idee. Deci este important să arătăm că de fapt suntem o armată, avem o rețea de organizații societății civile sau organizații de tineret sau coaliții locale de fapt care reprezintă o comunitate de cetățeni care de fapt nu promovează doar un interes individual, dar promovează acel interes public care să permită să utilizăm fie bugetul, fie puterea politică pentru rezolvarea acelei probleme. Și evident, dacă ești pesticotar, evident este și componenta de advocacy internațional, această construcție de rețele poate fi făcut la nivel național, dar evident că poate fi făcut și la nivel internațional, inclusiv cu reprezentanți din diferite țări care ar putea fiecare deja au soluționat problemele pe care noi vrem să le soluționăm sau care la fel ar putea în acest proces de fapt fac această advocacy în element. Un element important în advocacy evident este transparența, adică este important să există această componentă de transparență, cum am spus, să fie exact transmit mesajul de ce facem noi și că nu facem acest lucru doar dintr-un interes individual, personal, ci dorim să promovăm acel interes public care să permită soluționarea problemei pentru comunitate. Atât de la mine, dacă Adrian, nu știu dacă vrei să dau ceva sau dacă Elena. Nu, eu doar vreau să confirm ceea ce spuneai tu, pentru că eu cumva o să avem diferite experiențe și atunci putem să vedem că individual este foarte greu, pentru că trebuie să înțelegem acest lucru și doar să accentuez ceea ce spuneai astăzi. Sunt diferite forme de asociere, nu e neapărat să le formalizezi cumva, dar trebuie să existe această asociere, pentru că în acest fel reușești să ai succes. În caz contrar, individual ar fi foarte, foarte greu să aduci schimbarea atunci când chiar dacă ai o idee bună, decât doar dacă oprea cineva și atunci o crește la un alt nivel. Mulțumesc! Urmează în continuare Alexandru Burdean. Alexandru, ai cuvântul. Mulțumesc mult, Elena! Bună ziua încă o dată și vreau să vă mulțumesc mult pentru prezentările voastre foarte informative și mulțumesc mult pentru această oportunitate de a avea un panel de discuții referitor la politici publice care ne interesează. În cadrul proiectului Be the Change, privind implicarea tinerilor din grupurile minorităților etnice, noi am evidențiat faptul că politica de integrare reprezintă un nou domeniu al politicilor publice în Republica Moldova și necesită o clarificare conceptuală. Prin urmare, vreau să vă întreb, ce credeți despre rolul mediului academic în clarificarea prin diferite studii, analize, cercetări acestui nou domeniu de politici publice și ce rol ar putea să aibă tinerii cercetători în acest nou domeniu de politici publice? Salut, Alexandru, mersi de întrebare. În general, evident, rolul medic academic ar trebui să fie unul destul de important în acest proces de politici publice, oricare domeniu ar fi, adică nu doar dacă vorbim despre politici de integrare, dar acest lucru noi îl observăm la noi, cred că își căpătează pe toate palierele, adică la acest capitol, evident, încă în cadrul universitar sau în cadrul acestui cercetare, se generează foarte puține studii relevante pe care ar putea să ne permită să utilizăm date în acest proces de fundamentare a politicilor publice. Deci e evident că ca și proiectat pe termen mediu sau pe viitor ar trebui să vedem cum am putea să impulsionăm și să reformăm procesele care au loc în mediul academic, astfel încât să fie generate studii ce produc valoare utilă, adică nu doar studii de dragul studiilor care nu pot să fie implementate și utilizate în mod practic. Personal, chiar și în procesul de elaborare a politicilor publice, foarte rar când am avut ocazie să folosesc date relevante generate pe interne. Întotdeauna, în linii generale, este necesar să apelez la
studii și cercetări făcute în alte contexte și în alte țări, astfel încât ulterior să putem să vedem în ce măsură am putea rezultatele celor studii sunt relevante. De aceea, în acest context, evident, eu personal susțin rolul medic academic, cred că el trebuie să crească, dar la etapa respectivă, capacitatea pe intern totuși este una destul de redusă. Știu că au fost inițiate, poate Adrian știe mai mult, au fost inițiate anumite reforme în acest model de cercetare în Republica Moldova și sperăm ca eventual într-un viitor să fie văzute aceste rezultate tangibile care să ne permită. Deci, în general, ar trebui să crească rolul mediu-academic pentru generarea de date pentru proiecte publice pe toate palierele, nu doar pe domeniile care le-am menționat. Adrian, transmit. Da, eu doar cred că însă și o politică publică poate fi, de fapt, cum implică mediul academic mai mult în procesul de elaborare politicilor publice și, în general, cadrul normativ. Asta s-a făcut referire la o reformă, da, a fost o anumită reformă că de cercetare, cei care ați reușit, de fapt, să vedeți alte modele în alte țări, să constatați că în foarte multe țări dezvoltate, de fapt, mediul academic este practic numărul unu imediat după guvern atunci când vine vorba procesul de elaborare a politicilor publice și, de fapt, nu ajunge practic nimic să fie adoptat în guvern sau în parlament sau oriunde, până, de fapt, nu își spune cuvântul final mediul academic. Și asta o să vedem nu doar în Occident, o să vedem și undeva și în Orient și atunci vedem că e un cumva o chestie general acceptată la nivel de țări care își doresc, de fapt, să implice mediul academic. Și de asta cred că, de fapt, încât pe de parte mediul academic să-l consolidăm, să înțeleagă că rolul este mai important, clar că ar trebui să vină cumva din interior de la ei, dar cred că și noi trebuie să înțelegem că este important ca ei să fie în acest proces și pe de partea cealaltă, de fapt, să convingem autoritățile că mediul academic este important. Și o chestie care eu o să menționez, dacă o să faceți o analiză la tot ce înseamnă, nu vorbesc despre documente de politici complexe care durează poate mai mult timp, dar o să vedeți în general, pentru că politici publice și ce noțiune care explică asta, de fapt, sunt practic orice intervenție normativă, adică orice schimbare. Și noi, spre regret, de fapt, suntem campioni atunci când vine vorba de a genera acte normative și a le schimba și a le modifica foarte și foarte des, care de multe ori nu sunt analizate, cântărite și, de fapt, într-o perioadă foarte scurt de timp, ești pus în situația să le mai schimbi odată, ceva nu ai luat în considerație acum jumătate de an. Și din punctul meu de vedere și analizând și modelele din afară, cred că implicarea mediului academic și oferirea unui rol suplimentar ar putea, de fapt, să-ți ofere o valoare adăugată atunci când ajung unele acte normative să fie adoptate, în așa fel încât ele să fie din toate părțile și din partea mediului academic. Am și eu o întrebare. Probabil este legată mai mult de partea pe care a prezentat-o Stanislav. Aș vrea să aflu ce instrumente de analiză de bază pot fi utilizate la identificarea problemelor care ulterior servesc drept argument pentru elaborarea unei politici publice. Deci, evident, prima sursă de identificare a problemei este, de fapt, elementul care deranjează fiecare om, adică că tu ca și cetățean identifici anumite elemente care îți creează acel disconfort în societate, fie transport public, fie calitatea serviciilor medicale, calitatea serviciilor educaționale, adică ar fi primul element în start care ar putea să fie ca semnal că de fapt există o anumită problemă cu care tu te-ai confrunt. Deci asta este sursa numărul 1. Eventual, deja pe baza acestei surse, încerci să vezi dacă într-adevăr este o problemă. Pentru că elementul important, cum am spus, problemele individuale, ele nu pot servi temei pentru elaborarea politicilor publice. Adică politica publică întotdeauna trebuie să
trateze o problemă din societate, o problemă comunitară, nu o problemă individuală. Pentru că o problemă individuală putea să fie rezolvată doar prin o intervenție personală. Deci este important ca odată ce tu ai observat o anumită problemă care ar putea să fie, există să vezi dacă problema respectivă este una cu care se confruntă și alți cetățeni, dacă este o problemă relevantă pentru comunitatea generală. Alte instrumente ar fi din nou, generare de date, colectare de date, încerci să vezi datele statistice, ce se întâmplă în acel domeniu, să vezi dacă într-adevăr există anumite trenduri îngrijorătoare cu privire la problema pe care tu ai identificat-o. Un alt instrument, și cei care au fost la sesiunile cu politici publici și cunosc acest lucru, este arborele problemei care ne permite foarte simplu, într-o formă grafică, să vedem în ce măsură care sunt cauzele și care sunt efectele acelei probleme. Și în acest proces de revizuire și regândire a arborelor problemei, întotdeauna putem să reformulăm problema cu care ne confruntăm. Este important să înțelegem, să nu confundăm problema cu cauza sau cu efectul. Deci arborele problemei ne permite, este un instrument destul de practic, simplu și grafic, care ne permite să identificăm problema care ar putea să fie subiectul unei politici publice. Pe lângă arborele probleme, mai este diagrama OSPEŠTI, care la fel e similară cu arborele probleme. Un element important în tot ce ține de identificare de probleme este, cum a menționat și Adrian și eu, este aspectul de consultare, adică consultarea și implicarea diferitor grupuri ar putea să fie este important la această etapă de formulare și identificare a problemei. Fie, de exemplu, nu știu, problema ar putea să afecteze anumite grupuri etnice, ar putea să afecteze disproporționat femeile, ar putea să afecteze disproporționat mediul de afaceri sau bătrânii. Deci este important ca identificarea aceasta de problemă să fie consultată. Deci tot ce ține de identificare de probleme este un proces continuu pe durata întregului ciclu de elaborare a documentului de politici și întotdeauna putea să revenim la problemă, să o revizuim și să o reformulăm. Deci sunt câteva instrumente practice pe care putem să le utilizăm combinat cu inclusiv cu componenta de consultare, ar putea să ne ajute să ajungem la o problemă bine formulată care ar putea să fie subiect de politică publică tratată, analizată și identificată de fapt și câteva soluții, comparate aceste soluții și aleasă opțiunea cea mai bună pentru rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc, Stanislav. Pe final aș avea rugămintea ca fiecare dintre dumneavoastră să vină cu un scurt mesaj de final cu privire la importanța implicării tinerilor în identificarea și rezolvarea problemelor care se confruntă societatea prin intermediul elaborării politicilor publice. Ok, încep eu. Deci, un element important este pentru cei care sunt în afara instituțiilor publice, dacă dorim să avem rezultate, ar trebui să ne învățăm să avem dialog și colucrare într-un format mai prietenos cu autorități decât una ostilă. Adică atunci când există ostilități, evident, dacă suntem pe paricade, este evident extrem de greu fiind în afară să putem avea un impact în domeniul de politici publice. Și doi, este important să înțelegem cum interacționează politicile publice cu domeniile pe care le reflectăm, adică cu componenta economică, componenta politică, componenta legală și componenta de date, dovezi care să ne permită să generăm propuneri de politici publice bune. Și a treilea element ar fi să putem să identificăm acei parteneri care să ne ajute să generăm o masă critică care să promoveze politica publică, cum am spus, astfel încât să nu tratăm elemente individuale în problemele de politici publice. În rest, ca și încurajare, eu întotdeauna doresc să văd mai multe cercetări elaborate, adică sper să văd tineri implicați în acest proces,
cu atât mai mult tineri care sunt peste hotare observă anumite tendințe noi și soluții inovative care ar putea să fie eventual replicate în Republica Moldova. Deci, dialog, componentele cele patru pe care le-am menționat și construcția de rețele care să ne permită să generăm idei, soluții și eventual chiar și promovarea și implementarea acestora. Deci, mersi, cam atât de la mine și transmit lui Adrian. Eu doar o să adaug la ceea ce a spus Stas, pentru că este foarte valabil ceea ce a menționat Stas pe partea de comunicare, dialog. Eu doar aș adăuga că ce este important și totuși ca să ducem și cum se numește și proiectul nostru Be the Change, de fapt, anume să, și noi să fim cei care, de fapt, sau societatea atunci când ajunge să aibă o anumită cultură în domeniul politicilor publice, să înțelege care este rolul administrației, care este rolul politicilor publice, de fapt, să contribuim cât mai mult la creșterea acestei culturi a politicilor publice, cât mai mult, și la rândul evident, în cultura politică în general. Pentru că trebuie să recunoaștem că noi și aici încă avem de muncit atunci când vine vorba de rolul nostru în societate. Și al doilea aspect care cred că aș vrea să-l punctez, el tot este legat cumva cu activitățile IPR-ului și în general este partea de gândire critică. Critică constructivă, nu critică negativă. Pentru că trebuie să înțelegem un lucru, că indiferent cine este astăzi, cine este mâine, cine ne guvernează, trebuie să înțelegem de fapt că trebuie să menținem tot timpul un anumit nivel de gândire critică și să înțelegem în ce măsură acest lucru ne afectează sau ne afectează pe noi ca și cetățeni, ca și societate și cum putem de fapt noi să ajutăm de fapt pe decidenții de politici să fie mai buni de fapt. Și să putem de fapt să solicităm anume ceea ce credem noi că este mai bine. Cam asta ceea ce vreau să adaug la ce zice Stas. Dragă Stanislav, dragă Adrian, vă mulțumesc pentru intervenții și pentru participarea dumneavoastră la eveniment. Stimați invitați și dragi tineri, evenimentul Implicarea tinerilor în elaborarea și promovarea politicilor publice a ajuns la final. Am avut parte de o discuție de actualitate cu experți specializați în acest domeniu. Reamintesc că acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Schimbarea începe cu tine, Be the Change, tinerii pentru europenizarea Republicii Moldova. Mulțumim Fundației Hans Eidel pentru suportul oferit în cadrul organizării evenimentului, precum și colegilor de la Prives.eu și Realitatea Live pentru difuzarea în direct a acestui eveniment. Pentru a urmări alte evenimente similare cu participarea tinerilor, vă invităm să fiți cu ochii pe activitatea IPREA. Înainte de a finaliza, dragi urmăritori, vă rog să accesați un chestionar pe care îl găsiți în comentarii la videoul cu dezbaterea de astăzi, unde puteți indica opiniile și recomandările dumneavoastră pentru echipa de organizare a acestui eveniment. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare!